În Parlamentul României a avut loc reuniunea specială a Clubului Suporterilor Regiunii Dunării. Evenimentului s-au alăturat în alte instituții de stat, precum Senatul României, Camera Deputaților și Academia Română. Obiectivul întâlnirii a fost dezbaterea proiectului de declarație apel pentru formarea platformei comunităților locale riverane Dunării în favoarea sprijinirii implementării eficiente a proiectelor majore SWERD cu participare românească. Un mare susținător, dar și organizator de dezbateri în cadrul proiectelor SWERD este deputatul PSD de Giurgiu, Florian Nicolae, care a fost invitat de onoare la evenimentul din Parlament. Parlamentul României, alături de Parlamentul Republicii Bulgaria, contribuie pentru transformarea regiunii Dunării într-o regiune competitivă, dinamică și prosperă. Aceste proiecte transfrontaliere, din care face parte și acest proiect pentru dezvoltarea regiunii Dunării prin strategia Uniunii Europene, este un proiect care ne va aduce și nouă giurgiuvenilor un plus de valoare și economică și socială. Sunteți în măsură să vă aduceți aportul la acest proiect, întrucât și la dezbaterea avută la primăria Giurgiu, reprezentantul Academiei de Științe Agricole a subliniat aportul dumneavoastră în acest proiect. Împreună cu autoritățile locale și, bineînțeles, și cu doamna Cristiana Sârbu, vom organiza la începutul lunii octombrie, la o dată pe care o să o prezentăm ulterior. La eveniment au fost dezbătute stimularea asigurării de prefinanțare și cofinanțare în timp de către autoritățile centrale, asigurarea suportului politic necesar în realizarea proiectelor SWERD, dar și implicarea presei în sensibilizarea publicului larg.